Felicitări CFR-ului, că ar fi culmea să nu recunoaștem că au fost mai buni ca noi. Fotbalul e făcut din detalii, în care ei au... Am întâlnit echipa care știam cum le-am și analizat, am vorbit cu ei, pragmatică, care știe ce vrea, care face lucrurile, puternică. Noi n-am fost noi, din păcate, de unde mai m-aș uita, m-aș duce, n-am fost noi atât ofensiv. Poate defensiv am, cât de cât am încercat să facem niște lucruri, am făcut vreo 3-4 greșeli și ne-au pedepsit pentru că e echipă puternică. Asta nu schimbă tot ce am făcut noi înainte. Echipa a avut merite, dar nu începând din luna decembrie, nu decembrie, noiembrie, sfârșitul noiembrie și decembrie, cred că noi nu mai suntem cum eram înainte, nu mai producem fotbalul care era înainte și nu știu de unde vine asta. Ar trebui să reflectăm bine, să evaluăm și să revenim la cum eram înainte, pentru că tot noi suntem aia care am făcut acele victorii, acele puncte și acest colectiv în mare și sperăm și în continuare să revenim cum trebuie și să fie acest eșec puternic, să fie o lecție pentru toți, să ne revenim, să învățăm din ea și să trecem să fim la fel cum eram înainte, modești și capacitați și conectați foarte bine, cu atitudine bună. În rest, sunt supărat pentru că, pur și simplu, ofensiv, mi-e greu să vorbesc la ce am văzut. O echipă care nu cred că a făcut 5 pase consecutive. E incredibil. Care trebuia să știe cum iese, cum trebuie să iasă. Am pregătit tot săptămâna asta, nu săptămâna, 2-3 săptămâni am tot pregătit lucrul acesta. Le-am zis că trebuie să fim noi. Eram acolo, suntem și suntem acolo sus și trebuie să avem personalitate. Trebuie să avem personalitate, asta nu poți să te prezinți așa. Trebuie să ai personalitate, pentru că meciurile acestea și în general meciurile sunt de nivelul acesta, care tu trebuie să-ți ridici toată cota, fiecare să ridice, să se autodepășească, unde trebuie să dai tot ce ai mai bun. Așa o văd eu din punctul meu de vedere. Pe teren, din păcate, 90 de minute să nu facem 5 pase consecutive, mi-e greu să vorbesc. Da, asta e. E o lecție. Sper că echipa, jucătorii toți, vestiarul să fie învățat din acest lucru. De la mic la mare, de la cel mai în vârstă la cel mai tânăr, să învețe și să ne apucăm de treabă iară, să revenim noi, să fim aceiași dinainte, pentru că tot noi am făcut lucrurile astea. Astăzi publicul care a venit, i-am dezamăgit din toate punctele de vedere și păcat. Păcat că îl cucerisem până acum și acum ușor, ușor acest meci, eu zic că na, publicul a pierdut 3 ore de pomană sau 4 ore sau 5 ore au pierdut de pomană. Nu, sau i-a văzut pe CFR-ul. Da. Cam asta e și n-am de ce să o colesc. Același lucru le-am zis și lor în vestiar, sunt supărat. Pentru că n-am fost noi. Și nu poți să, nici măcar să crezi sau că poți câștiga dacă tu nu ești tu, totdeauna. Noi, cum eram noi, fotbalul nostru. Trebuie să revenim la origini, trebuie să ne vedem lucrurile, să o luăm de la zero, iar să facem bine și să fim echipa care am fost în august, septembrie, octombrie, noiembrie, mai puțin sfârșitul și decembrie. De atunci au început lucrurile, de când au ajuns pe primul loc. De atunci cred eu că au început problemele foarte mari. Cred. Da, altceva, întrebare dacă vreau să... Deci da. Credeți că nu a reușit echipa să păstreze ceea ce... Am spus înainte. Fix de când a ajuns pe locul întâi, ceea ce... Nu știu. Asta trebuie să găsim răspunsuri cu toții din club. Noi toți trebuie să găsim răspunsul. Și totuși prima repriză a fost destul de echilibrat. Ce s-a întâmplat? A, că
ne-am mai sărit și am mai luat niște, am dat cu capul și că ne-am mai bătut, am mai recuperat și noi câteva mingi, dar restul ce? A fost un contraatac și atâta. Trei pase și atât. Și restul n-am făcut cinci pase. Deci, degeaba o dați. Eu dacă vreau să scot ceva din ce era echipa mea și fotbalul care l-aveam noi, nu. O fi fost meritul CFR-ului, am fost noi foarte slabi. Asta vom trebuie să analizăm. M-am zis, orice înfrângere când vine și de nivelul acesta trebuie să o analizezi foarte, foarte bine și foarte la subiect, trebuie să găsești cauza foarte... O să muncim pentru asta. Și eu cred că una din cauze e că am ajuns pe primul loc și eram cu mai sus, așa stăteam. Ne-am luat viteză. Și cred eu că trebuie să revenim la origine, cum am fost înainte. Că, de fapt, ăștia suntem. Noi nu... Da, că putem să ne batem cu toți și că, da, că avem potențial aia, da. Pentru că nu putem să uităm tot ce am făcut în alea 3 luni, 4 luni, în care am fost cei mai buni. Dar după aceea... Vom vedea. Alte întrebări? A fost surprinzător pressing-ul foarte sus făcut de Cluj. Bănuiesc că nu le-a spus băieților să joace numai cu mingi lungi la un moment dat. Cu mingi lungi? Păi, bănuiesc că nu le-a spus dumneavoastră la un moment dat. Pe când adversarul vine să-ți facă pressing sus, cred că v-ați uitat la meci, nu? Când vin 3 pe 3, tu ce trebuie să faci? Unde trebuie să joci? Și dacă vrei, nu vrei, tu trebuie să joci pe linia a doua sau pe a treia. N-ai cum, dar trebuie să știi să câștigi. Trebuie să știi unde joci și să câștigi. E lucrul ăsta nu știam, dar nu s-a făcut. S-a lucrat la antrenament, s-a făcut tot. Din păcate, deci... Da. Înclin să cred foarte mult că CFR-ul e o echipă foarte puternică. Experimentată, pragmatică, mult mai experimentată ca noi, mult mai puternică, să zic eu, mai experimentată. Și după aceea refuz că noi putem să jucăm așa. Eu refuz lucrul ăsta, pentru că atât de prost. Refuz. Pentru că, v-am zis, nu am făcut pase, noi n-am avut posesie, n-am construit, n-am circulat, n-am avut combinații. S-a făcut odată sau de două ori și au ajuns singur cu portarul. Dar să ai fundași care să nu știe unde să paseze, să ai mijlocași care dau numai pase decisive, să greșește atât de mult un mijlocaș, să greșească atât de mult pase, unde el trebuie să dea viteză de joc, să nu greșească din 100, din 80, să greșească una, două, e prea mult pentru mine. Și nu e prima zi. Le-am tot repetat, le-am tot zis. Să ai mijlocași sau fundași pe defensiv, să nu câștigi niciun duel la cap? Scuzați-mă, ați văzut înălțimea echipei? Să nu câștigi, două boli. A dat de dor cu cap în careu la un corner și încă două și restul. Să nu câștigi duel. Atunci, cu jucători, cu 7-8 jucători de 1,88, 1,90. Păi de ce? Asta vom găsi, o să căutăm și găsim, trebuie să ne revenim, să revenim să fim noi iară, să ne revenim, să fim acolo. Eu cred că, cred cu tărie că ne-am luat viteză prea mare, adică ne-am dus puțin cam sus și n-am câștigat nimica, n-am făcut nimica, nu suntem nimeni deocamdată pentru că n-am făcut nimic. E doar suntem în cursul campionatului, nici nu suntem în play-off. Atenție, nu suntem în play-off. Le-am atras atenția. Le-am atras atenția. Acest lucru i-a atras. Echipa îl știe. Nu suntem în play-off. Poate iar vă zic niște de lucruri care... Deci nu... Dar vom analiza și vom vedea. Sperăm să revenim. Nu există niciun plus. La 3-0 nu există absolut niciun plus. Da? Totul e de reflectat, totul e de analizat și cred eu că cel mai important lucru să fiecare să revenim cu picioarele pe pământ. Inclusiv toată lumea, toți din Constanța, să revenim cu picioarele pe pământ. Știm că ne-am dezamăgit suporterii și asta e clar. Că n-am fost noi. Că de pierdut poți să pierzi.
De pierdut poți să pierzi, totdeauna în fotbal poți să pierzi. Merită CFR-ul cu câte dor și cât... ce bine au făcut-o. Dar eu cred că noi, nici noi nu avem... nu putem să găsim nimic, mai nimic. Banii, a n-are, sunt lucruri care se petrec în, pe teren, înainte de ani, nu e. Știți că eu totdeauna îmi place să te duci, să încerci să câștigi mingea, să te... Da, dar nu, ei s-au bătut, au luptat, ei chiar au făcut-o. Și inteligent, au fost mult mai inteligenți ca noi, din toate punctele de vedere, în tot ce au făcut. Așa că, bravo lor, ei sunt fericiți, noi suntem dezamăgiți. Total și probabil ușor trebuie să ne revenim într-o zi, două, că în fotbal totul durează o zi. Mâine trebuie să o luăm de la cap, ne așteaptă alt meci tare și uite așa. Și, dar nici nu putem să uităm tot ce am făcut bun până acum. Sperăm să ne revenim, cam asta e concluzia mea. Aveți un program de foc în continuare? E bine, e rău, că poate să trezești echipa? Toate meciurile sunt grele. Toate meciurile sunt grele. Noi am demonstrat că putem să-i batem pe oricine. Dar trebuie să jucăm foarte bine. Așa că nu, programul e greu. Orice meci e greu. Înainte. Pe teren trebuie să demonstrezi. De aceea e greu. De fiecare dată sportivul, persoana și echipa trebuie să demonstrezi la fiecare meci. Cât de bun ești. Nu poți să trăiești cu ce ai avut în spate. Asta am învățat. Asta v-am zis-o și vouă. Deci, ce ai făcut ieri, nu, în sport nu mai e valabil astăzi. Mai mult sau mai puțin. Ea rămâne, dar e istorie. Trebuie să fii montat, trebuie să fii motivat, trebuie să fii puternic, trebuie să fii cel mai iute, trebuie să fii minte la picioare, trebuie să alergi, trebuie să fii puternic, trebuie să te lupți. Trebuie să faci multe lucruri ca să, și bineînțeles la noi, să joci ca echipă. Foarte bine. Lucruri care noi credem astăzi că fiecare a gândit în felul lui. Nu cred că a gândit că toți ce trebuia să facem, cum trebuia să facem. Să gândim ca echipă, să jucăm ca echipă, pentru că echipa câștigă meciurile, trofeele. Nu să gândim, eu am văzut foarte multe lucruri numai individuale. Eu am vrut să fiu Beckenbauer, să dau numai pase decisive. Și le-ai greșit pe toate. Și atunci, unul a greșit, altul a greșit și încep să văd defectele. Și ne-am văzut și noi defecte destul de multe, cred eu că publicul și cei de la televizor au văzut defecte foarte multe ale noastre acum. Da? Sperăm să le remediem cât mai repede. Domnule Hagi, cum vedeți această situație a antrenorilor din Liga 1? Sunt mai multe scandaluri legate. Altă întrebare, nu ține de postul meu și de ce am eu. Nu pot să discut, mă depășește. Nu e treaba mea. Ne-a trebuit acuzat ceva, probleme medicale? Nu, m-am schimbat. Nu trebuie, l-am schimbat. Acuzat, probabil, oboseală. Acum că dacă m-a surprins că a ieșit din Liga 6. Păi de ce să te surprinde? Vă că vă surprinde pe toți. Păi, ca antrenor poate să facă schimbare așa. Cum fac lucruri bune, pot să fac și lucruri și eu, mai puțin bune. Deci să fiu inspirat sau să nu fiu inspirat. Nu există nimeni cine intră în teren, e perfect, nu. Cu toții greșim. Important e să fii realist, să le vezi și să le remediezi.